sediul președinției baricadat. Sute, mii de polițiști. Nu știu care le-i planul. Dar se pregătesc de asediu. Din ambele părți polițiști. Dar văd că sunt și foști combatanți în haine carcate. Noroc! Ce așteptați? Ce urmează? Care e scenariul, da? Hai să vedem. Poate fi ceva. Acolo e reședința de stat. Fost sediul președintei când era Snegur președinte. Și peste drumul e actuala reședința de stat. Unde trăiește Snegur și peste drum, sau na, într-o coastă e președintele Timofte. Eu cred că sediul ăsta e numai bun. Pentru cât de importantă e președinția pentru Republica Moldova. Președinte și vreo nouă consilieri le ajunge în sediul ca ăsta. Eventual putem să le dăm și asta pe colț, care a fost ambasada a Bulgariei. Dar președinția cea e mare, trebuie revizuită. Pe priezul scazul zvonești. Deci două proteste pe bulevardul central și o baricadă la președinție. Greu de explicat ce se întâmplă și planul.